Alfonso Daudet, Port-Tarascon, cartea a doua, capitolul întâi, memorialul Port-Tarasconului, jurnal redactat de secretarul Pascalon, în care se află consemnat tot ceea ce s-a spus și s-a făcut în colonia liberă sub guvernarea lui Tartarin. 20 septembrie. Ieri, doamna Escurbanez s-a pricopsit cu un moștenitor durduliu, primul cetățean înscris în registrul de stare civilă al Port-Tarasconului. A fost botezat cu fast la Saint-Marc de Latanier, mica noastră biserică, provizorie, înălțată din bambus și acoperită cu frunze mari. Am avut fericirea să fiu naș și să o am cu mătră pe domnișoara Clorinde de Espazetes. Puțin cam înaltă pentru mine, dar atât de drăguță, atât de curajoasă în razele de lumină care pătrundeau prin grilajul de bambus și printre frunzele răsfirate ale acoperișului. Tot orașul era acolo, în păr, bunul nostru guvernator a rostit cuvinte frumoase care ne-au mișcat pe toți și părintele Bataille a povestit una dintre cele mai nostime legende ale sale. Pretutindeni în acea zi, lucrul a încetat ca la o sărbătoare, după botez, o plimbare pe turul orașului. Toată lumea era veselă, părea că nou-născutul avea să aducă speranță și noroc coloniei. Guvernul a ordonat să se distribuie rații duble de ton și de pâinișoare și pe toate mesele seara fumega ceva bun în plus. Noi ceilalți am pus la frigare un porc sălbatic doborât de marchiz, primul pușcaș din insulă după Tartarin. După masă, rămas singur cu bunul meu maestru, îl simțeam atât de afectuos, atât de patern, încât i-am mărturisit dragostea mea pentru domnișoara Clorinde, a surâs, o cunoștea și mi-a promis în cuvinte încurajatoare să intervină. Din nefericire, marchiza este o descudel de lambesc, foarte mândră de originea ei, iar eu doar un plebeu, de familie bună, fără îndoială. Nimeni nu are nimic să ne reproșeze, dar trăind de când lumea ca niște burghezi. Mai am împotriva mea și timiditatea, ușoara bâlbâială și pe deasupra încep să cam rămân fără păr. Este adevărat că și direcția secretariatului, la vârsta mea... A, dacă ar fi fost doar marchizul, el la naiba, numai să-l țină patima asta a vânătorii. Nu este ca marchiza cu obârșia ei... Pentru a vă da o idee de orgoliul persoanei, toată lumea în oraș se adună seara în salonul comun. Este foarte drăguț. Doamnele tricotează, bărbații la o partidă de whist. Doamna de Espazetes, prea mândră, rămâne cu Clorind în cabina lor atât de strâmtă, încât dacă aceste doamne își schimbă rochia, nu pot să o facă decât pe rând. He, ei bine, marchiza preferă să-și petreacă serile la ea acasă. Să primească la ea, să ofere invitațiilor care nu știu unde să se așeze, infuzii de tei sau de mușețel, mai degrabă decât să se amestece cu toată lumea de frica prostimii. Ce spuneți de asta? În sfârșit, cu toate acestea, încă mai sper.